Bine v-am găsit pe canalul meu de YouTube. Azi v-am pregătit o rețetă de glazură pe care eu o folosesc de 3-4 ani și o recomand cu drag. Rețeta este foarte simplă, conține doar 2 ingrediente: frișcă naturală și ciocolată cu 55% cacao. Pentru început, punem frișca în cuptorul cu microunde pentru 2 minute. Să avem grijă să nu fiarbă. Adăugăm ciocolata ruptă bucăți peste frișcă, amestecăm cu o lingură și lăsăm pentru 5 minute. Amestecăm ciocolata până se topește. În cazul în care nu este complet topită, puteți băga pentru încă 10-20 de secunde la microunde. Lăsăm la temperatura camerei pentru 25 de minute. În timpul în care stă la temperatura camerei până se răcește, vă recomand să amestecați ocazional până se răcește complet ciocolata. Vă recomand să scoateți tortul din frigider și să-l lăsați la temperatura camerei cât timp se răcește glazura de ciocolată. Eu l-am pus pe un suport de în acela rotativ pentru tort și l-am lăsat la temperatura camerei. Pentru a glazura tortul avem nevoie de un poș de plastic. Eu folosesc foarte des poșul acesta de plastic pentru că e ușor de utilizat și ușor de curățat. Îndoim vârful, îl băgăm într-un pahar și turnăm ciocolata. Începem să aplicăm ciocolata din mijloc spre margini. Vă recomand să aveți grijă să nu tăiați vârful poșului foarte gros, să-l tăiați subțire. În cazul în care îl tăiați gros, o să vă cadă foarte repede și nu o să mai cadă atât de uniform și atât de frumos. După ce am terminat tortul de glazurat, îl dăm la frigider pentru 30 de minute.
Vă doresc o zi frumoasă și ne revedem la următoarea rețetă. La revedere!